Acțiune inedită cu prilejul zilei de 1 iunie. Copiii din centrele aflate în subordinea DGSPC Mehedinți au avut parte de o surpriză de ziua lor, s-au jucat și au dansat în cadrul clubului Eureka Kids. Ziua copilului este și pentru copiii din centrele de plasament, chiar dacă pentru ei familia înseamnă în cele mai multe cazuri colegii de cameră și personalul centrului. Pentru ei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți, în colaborare cu centrul Eureka Kids Drobeta Turnu Severin, a organizat astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, o activitate inedită pentru toți copiii. 1 iunie împreună cu DGSPC, pe această cale îi mulțumesc domnului director pentru ajutorul acordat, ne-am gândit să le oferim un strop de bucurie copiilor din centrele instituționalizate ale DGSPC. Astfel, i-am chemat aici la Eureka Kids, unde au desfășurat o serie de jocuri și de dansuri împreună cu colegele noastre, iar la sfârșit au coborât în centrul de laser tag, Severin. Este unic în orașul nostru, este o activitate pe care am demarat-o relativ recent și am vrut să le arătăm ce înseamnă jocul de echipă, ce înseamnă jocurile de rol și să poată să se joace și să alerge și, într-un cuvânt, să se simtă bine de ziua copilului. Timp de câteva ore, copiii instituționalizați în casele de tip familial și centrele de plasament din subordinea DGSPC Mehedinți au participat la o serie de activități pe echipe sau individuale, pregătite special pentru ei. Mi-a plăcut această experiență? Da. Frumos! Vrei să mai repeți această experiență? Da. Acum ai mai fost vreodată? Nu, este prima oară în viața mea. Totul s-a petrecut în cadrul clubului Eureka Kids din Drobeta Turnu Severin, unde copiii au participat la activități recreative, au dansat și s-au jucat. De asemenea, copiii au primit și un tort pentru a celebra, așa cum se cuvine, ziua copiilor din întreaga lume.